proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisie, de demisia consilierului local, scuze, Codrin George, și vacantarea mandatului de consilier, inițiator primarul Comunei Hrăciun, domnul Mirea Nicu Ciprian. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Tușan Nicolae Cătălin, suplant ales pe listele Partidului Social Democrat, inițiator. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Comunei Hrăciu, județul Bacău, a zonei de protecție aferente DN11, pe raza satului Hrăciu și a terenului aferent Cătălinului Cultural Hrăciu, inițiator, primarul Comunei Hrăciu, domnul Mirea Nicu Ciprian. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru autoturismele ce fac parte din parcul auto al primăriei Comunei Hrăciu și pentru telefoanele instituției, inițiator, primarul Comunei Hrăciu, domnul Mirea Nicu Ciprian. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016. Inițiator, primarul Comunei Hrăciu, domnul Mirea Nicu Ciprian. Proiect de hotărâre privind anularea unor taxe stabilite prin hotărârea Consiliului Local Hrăciu, numărul 47 din 17.12.2016. Privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2016. Inițiator, primarul Comunei Hrăciu, domnul Mirea Nicu Ciprian. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 2 din hotărârea Consiliului Local numărul 17 din 25.02.2016. Inițiator, primarul Comunei Hrăciu, domnul Mirea Nicu Ciprian. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIC. Inițiator, domnul primar Mirea Nicu Ciprian. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizare Bacău. Inițiator, primarul Comunei Hrăciu, domnul Mirea Nicu Ciprian. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare, depozitare a deșeurilor la celula 2 a depozitului județean de deșeuri, conform Bacău, realizată prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Bacău. Inițiator, primarul Comunei Hrăciu, domnul Mirea Nicu Ciprian. Proiect de hotărâre pentru aprobarea caietului de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei 2 a depozitului de deșeuri Nicolae Bălcescu. Inițiator, primarul Comunei Hrăciu, domnul Mirea Nicu Ciprian. Proiect de hotărâre privind stabilirea cu caracter temporar a modalității de gestiune a activității de administrare a celulei 2 în cadrul depozitului conform de deșeuri realizat prin proiectul Sistem Integrat de Management al deșeurilor solide în județul Bacău. Inițiator, primarul Comunei Hrăciu, domnul Mirea Nicu Ciprian. Proiect de hotărâre privind aprobarea contravalorii transport personal didactic și auxiliar pentru luna iunie 2016. Inițiator, domnul primar al Comunei, domnul Mirea. Și diverse, ultimul punct. Cine este pentru? Se abține cineva? Să vă dau citire înainte de a aproba hotărârile, o citire la articolul 46 din legea 215. Nu poate lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor consilierului local care fie personal, fie prin soț, soția, fiind sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local. Hotărârile adoptate de consilierul local cu încălcarea dispozițiilor aliniatului 1 sunt nule de drept. Trecem la punctul 1. Proiect de hotărâre prin care se ia de demisia consilierului local Crista Codrin George și vacantarea mandatului de consilier local. Cine este pentru? Se abține cineva? Trecem la proiectul următor, 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Cujor Nicușor Cătălin, supleant ales pe listele Partidului Social Democrat. Pentru a fi validat domnul Cujor, trebuie mai întâi Comisia de Validare să verifice eligibilitatea alegerii. Vă rog, domnul Magdalina, domnul Druc și doamna Stanciu, să postiți, să verificați documentele și să întocmiți procesul verbal. Procedura? Da, dar
Clar, a fost verificat și o zicat, fiind un candidat. Atunci, domnul Fărjol Nicușor, fie întocmit procesul verbal, poftiți să citiți jurământul. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei, Elegiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Bravo. Acesta este certificatul doveditor al dumneavoastră. Nu? Mulțumesc. Mulțumesc. Trecem la lucrul următor. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al comunei Helegiu, județul Bacău, a zonei de protecție aferente DN11, pe rata satului Helegiu și a terenului aferent căminului cultural Helegiu. Inițiator primarul comunei Helegiu, domnul Ilea Nicu Ciprian. Ați citit, nevoie să prezint un pic, dacă e nevoie, poți să... Da, da, da. După cum știți, în etiunii de un an și ceva, cred să obținem o vizită la Domnul Național pentru continuarea proiectului parlamentar cu avizatul Helegiu, întrucât avizul obținut în 2017, în 2007, nu a expirat și de atunci s-au schimbat normele la Domnul Național. Suntem obligați acum să tabulăm din nou ceea ce am cel făcut și să obținem carte funcție, extrage carte funciară, ca să putem depune documentația întreagă la Domnul Național. În speță trebuie să înregistrăm în domeniul public o suprafață, nu știu, o 3.000 și ceva de metri pătrați, care e pe o parte, 3.000 pe o parte, de o parte și de alta a Domnului Național, și se face, face parte din zona de protecție a locului. Vis-a-vis de căminul de la Helegiu, în aceeași situație, pentru că avem un plan modernizare căminului de la Helegiu pentru un proiect european, trebuie să obținem practica artificială și să întabulăm terenul și, bineînțeles, trebuie introdus în domeniul public. Legat de terenul de sub cămin, să nu avem aceeași surpriză care, doamna secretară, să înălțați către domnul Voprea legat de o uliță care a trecut atunci în patrimoniul comunii și spuneați că a trecut neobservat. Așa, dacă avem o dovadă că fostul proprietar al terenului nu are nicio pretenție la ce vrem sau nu l-a cerut, atunci suntem pentru, dacă nu, noi ne abținem. Adică nu vrem ca noi să ne folosim de statutul de consilier local, să luăm decizie asupra unui teren care nu ne aparține nouă și nici n-am vrea să decidim noi în numele fostului proprietar. Probabil că cineva înainte a fost proprietar acolo, da? Că nu am nicio treabă, doar atât nu vreau să ne spunem. Nu știu să fie cerere de la Agricol, mi-a spus că nu există cerere de retrocedare. Deci, vreau să amendament pe ăsta să dăm de acord, dar... Dar văzut că în hotărâre este trecut că nu sunt cereri de reconstituire la legea 247 și la legile fondului funciar. În articol scria lucrul ăsta. Da. Dar probabil dacă în evidență există un eventual fost proprietar, cum moștenitor ceva, a fost bine să fie anunțat și să fie și prezent la decizie. Păi, dar nu avea să caute și când au depus la actul era legea 247, care e expirată din 31 decembrie 2005. Da. Deci cei care trebuiau să-și retrocedeze... Eu vă trebuie, domnul Vlaș, știți, el a fost un proprietar acolo? Nu știu. Păi eu am luat 3.000. Nu știu. 3.000 sunt cine. Dacă nu știți, noi asta pe atunci noi... Dar nu știu. Dacă era, cred că... E imposibil să nu fi fost un proprietar. Dar știți că... Nu sunt cele la legea 10 privind restituirea unor imobile preluate abuziv în perioada... Nici la legea 247, care vine cu completare la celelalte legi ale fondului funciar. Dacă nu s-au solicitat la legea 18, la legea 1, au mai avut posibilitatea la 247. Deci dacă nu avem cereri de retrocedare, înseamnă că n-am pe cine să anunț. Adică nu fac și eu... E aceeași problemă care o am eu cu un blocul din centru, care pe terenul bunicilor mei și tot la fel, n-am depus cererile în termen, că nici nu am fost convins că depun ceva, că ce să fie, nu să iei, dacă în nivelul comun n-avem terenul. Deci nu se vede cineva să facă opțiuni jos, când domnule, conform hotărârii din data de, în care consilierul local a fost pentru cei, au făcut să nu mai se va abține zona mătării, deci nu e nicio problemă.
Nu asumăm cu toți, aia e problema. Atât timp cât în la legea 247... Dumneavoastră aprobați acest proiect de hotărâre pe baza referatului compartimentului de specialitate care a făcut aceste demersuri sau trage o nădejde că a făcut aceste demersuri și și-a asumat în momentul în care dumneavoastră v-au fost prezentate niște documente în care sunteți înștiințați că nu au fost cereri de retrocedare, cred că nimeni nu va putea face o opoziție împotriva hotărârii dumneavoastră. Nu aveți un teren pe care ai făcut o clădire de 50 de ani. Și nu se dă rămâne. Căminul va fi remodernizat. Și am avut cererea legea 10. Vă dau un exemplu pe, terenul aferent dispensarului uman. Dar și acele cereri au avut un termen la legea 10, mi se pare că 2003. Nu s-au depus, nu s-au depus nicio cerere de retrocedare a terenului de sub căminul cultural. Nu discutăm, dar nu problema de asta. Adică aș vrea clar să nu ajungem în aceeași cauză. Astea ar fi legile. Deja dacă la data, această dată, nu mai poate depune acum, înțelegeți? Orice cerere făcută acum este tardivă. Au expirat toate termenele prin care se puteau reconstitui proprietățile. Au două termeni care nu au fost nimeni. Și în cazul doar de acolo. Au fost mai multe termeni. Nu a fost și cazul de sub bloc unde nici nu toate nu s-au cerut, sub dispensar și nu, mai fi unde ar fi. Au fost, legile fondului funciar au suferit multe modificări din 91 până în prezent. Dacă nu mai sunt discuții pentru acest proiect, să punem la vot. Cine este pentru? Avem și abțineri. Cine? Spuneți care sunt abțineri, vă rog. Comunei Heleziu și pentru telefoanele instituției. Inițiator primarul Comunei Heleziu. Este o reglementare juridică. Este o reglementare, ordonanța 80 din 2001, parcă, da. În care autoritățile aveau un normativ de 75 de litri de combustibil pe lună. După, prin anul 2010, când a venit BOC, a fost abrogată și n-a mai avut nicio limită la consum. A fost limită? Nu, a fost o limită până la finalul 2014. După care n-a mai fost. Așa. Iar în 2015 a apărut o ordonanță care spunea că lasă la atitudinea Consiliului Local normativele acestor cheltuieli. Și a făcut un notă justificativă pentru necesarul de combustibil la autoritățile din parcuri. În cont de consumul a avut până acum. Și care este umflat, ăsta nu e real, pentru că noi n-am depășit niciodată 140-150 km de litri de motorină pe mașină. Dar am zis să trecem mai mult, pentru că în situația în care, într-o lună, eu știu, intervine mai multe drumuri de București, Iași, consumul este mai mare, consumul peste limita aprobată în Consiliu se impune și inspecție se impune primarului, care e volantul principal de credit. Au fost cazuri, dacă ați văzut la televizor, președintele județean de la, cum îi zice, de la Brăila, da, doctorul acela, care s-a imputat așa, 2 miliarde și ceva, dar pe consumul ăsta, așa, el a dat. Păi, la Galat, în zona aceea, consumul de autovehicul. Nu am avut sigur mașină până acum, de asta spun că e greu să cred că se va consuma mai mult combustibil, dar având două mașini și folosind pe amândouă, și cea nouă și Loganul. Asta-i consumul real. Prevederea în tot pentru
până la final am cel puțin tot pentru o singură mașină. Dar dacă aici am justificativ, a spus așa, de exemplu, 5 drumuri pe săptămână spre Onești, da? Două spre Bacău, s-a făcut totalul și s-a mulțit cu 2. Adică, să înțelegem, așa se înțelege. Concluzionăm că drumul care stăcea cu mașină se va face cu 2. Ai nu. Concluzia e clară. Clar că se va face drumul de Bacău și Onești cu mașina nouă, iar mașina nouă nu va fi mai mult la dispoziție. Pe mașină, de 196 de pe mașină. Deci, a făcut un medic pe an, da? Și acum, având două mașini, s-a făcut doar doi. Da. Doar doi. Deși cealaltă mașină va fi la dispoziția poliției locale și nu știm ce intervenții vor fi. Nu e vorba de asta. Vă dați seama că tot combustibilul și toată cheltuiala cu fiecare lună e calculată în funcție de kilometri pe care îi parcurgi. De ce am spus că e un pic umflat pentru a avea o acoperire? Niciodată nu s-a depășit 140 litri. E foarte posibil ca acum, având două mașini, să scadă consumul la 120. Înțelegeți? Asta nu înseamnă că acei bani și-a consumat trebuie consumat mai aproape 120 litri. Și să scadă, dar trebuie să crească. Cum adică? Trebuie să crească. Trebuie să crească, nu scade. Două mașini, nu? Atunci nu se crească. Nu, dar pe mașină. A, pe mașină. A, pe mașină, da. Pe mașină, am spus. Solicitarea e de 196 litri din mașină. Da. Da, am pus-o, făcut un calcul de către domnul contabil, dar l-am spus în lunile din urmă, n-am depășit în 140 litri pe mașină. Ceea ce nu e o sumă foarte mare, cred că deci, pe total avem de la 146, 196, 183, ori 2. Că avem, da, avem alte mașini, că avem două mașini. Da. Și ce-i mod? Nu, nici nu. Cred că și un prezadul fizic, consumă cu mașina lui, sunt din motorul de biză pe lună, oricare ar fi, că de... Da. Da. Nu mă uit în alte primării. Despre asta e vorba. Nu spun la vot, dacă sunt discuții. Mai sunt discuții pe acest proiect? Da, o să faceți un raport de consum, ai? Să faceți care... Trimestria. Deci mașinile merg cu ferat. Să faceți și nouă la cunoștință aia. Poate agricultorii vine și verifică combustibilul. Da, și... Dar are fără cum ați încălzat, de ce nu vreau? Da, spune la vot, prostul e chiar din material. Supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Domnul Stoica, vă abțineți? Da. Nu te cred nici contra. Asta sunt contra, la tot. Păi, pentru bine comunității care v-a pus aici în scaună, ar trebui să mai gândiți și altfel, domnul Stoica. Ai treaba de acum. Ai, da. Vă stăteam să plăteam și 4 ani. Ce să? Păi de asta ne filmăm, să vedem ce facem aici. Nu, dar bine, e aberant. Deci nu i-am fost pentru, dar e aberant. Supunem 140 de litri la o mașină. Da. Deci concluziunăm, logic, liberi, stăm cu toți aici și stăm amiabil, nu contradictoriu. Așa, acum da, da. Am pus o marjă plus pe mașină, rețineți, pe mașină încă 50 de litri, da? Și am mulțit ori 2. Adică dacă astăzi, să zicem, luna anterioară de a achiziționa a doua mașină, cheltuiam 1 milion, dar acum cheltuim 1,5 milion, deci când am luat și cealaltă mașină, cheltuim 3. Deci la 1 milion am ajutat 3. Exemplar. Deci cam acolo, vă spun ce cauză. Pentru că înainte drum pe de cam acolo verbați, critic de dublu și triplu de. Luna trecută, acum două luni, eu am luni de nord, drumurile de Iași, drumurile de București, drumurile de Bacău, se făceau în mare parte cu mașini private. Și vă spun, se poate vedea pe justificări. Nu am fost cu lui. Da. Nu, am fost noi. Niciodată n-am fost cu MCV-ul în ultimii 2 ani la București. Vă garantez, pentru că n-aveam cum să ajung. Mașina are 320 de kilometri. Totuși este puțin. Ar trebui din personalul să mergi cu mașina lor. Să cu mașina lor, nu cred că nu suntem așa de strâng din cauza asta. Domnul Stoica, cât motorină consumați pe lună? Dar nu trebuie. Haideți să trecem la punctul următor și discutăm despre asta la diverse. Uităm de cața de proiect de hotărâre. Domnilor, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016. Inițiator primarul Comunei Hideciu, domnul Ilie Nicu Ciprian. Deci nu știu unde că m-am gândit de tot. Am primit o sumă foarte, foarte mică din punct de vedere pe situații de urgență. Aici chiar aș vrea să discutăm mai mult, chiar dacă nu suntem la diverse. O sumă de 71.000 de lei, ținând cont că alte comune au primit sume mult mai mari sau sume mult mai mici. Sunt comunii cu 10.000 de lei.
cheltuielile noastre în urma inundațiilor și a ploilor abundente din primăvară au fost mult mai mari și sunt în continuare mai mari, nu știu dacă o să putem reacoperi, ținând cont că am o singură parte dreaptă a drumului spre Drăgucești, la care lucrez acum la un proiect și trebuie îndiguită neapărat, pentru că altfel risc ca întreaga investiție de a noastră să rămână așa cum este în situația de astăzi. Ceea ce nu se va întâmpla, că nu vom reuși să o acoperim cumva. Banii veniți pe situații de urgență, 71.000 de lei, în mare parte s-au cheltuit, ne-au și impus de către cei de la prefectură, punctual, acolo unde vor merge bani. Îndiguiri râuri, cu buldozerul, drumuri petruite în două, trei puncte, partea care duce, spunea Ion Rusu, cum îi spune acolo, Doriță Rusu, nu mai știu cum, pe vale, da, plătirea în două puncte. În mare parte, banii sunt puțini, dar așa sunt, pe ăștia îi folosim și vom plăti o bună parte din factura făcută de cel cu care am făcut lucrările urgente în perioada respectivă. Discutând despre acel dig pe care eu am un plan să-l fac și care, sigur, mă voi apuca în maxim, o lună zile maxim, poate și mai devreme, o să trebuie să facem din nou o rectificare sau nu știu cum o să găsim soluții, pentru că nu avem capacitatea să o facem într-un singur an, dar măcar în 2-3 ani să reușim să o... Da. Dar clar este că suntem obligați cât de repede să facem porțiunea aceea unui fugit asfaltul, să nu rămână în situația așa și să intrăm în iarnă cu rutura respectivă. Destul de adâncă, grupa respectivă, nu știu, are în jur de 5 metri de cadrăcime, așa a fost și prevăzut, 4 rânduri de gavioane plus altea, da, la 1 metru. Da. E o lucrare destul de costisitoare, spun eu. La prima fază, proiectantul a gândit undeva în jurul de 7 miliarde, m-am fost din nou și am ajuns undeva în jurul la 4 miliarde, scoțând din lucrare un taluz, și o parte din betoane, mergând doar pe sistemul de gavioane, care zic eu că e mai rezistent și mai solid. Ținând cont că m-a luat în calcul proiectantul un fier de fiu 18, eu vă știu ce înseamnă, destul de gros, rezistent, prin sudură, nu regat, nu... O să vedem. Cert este că nu avem bani și o să caut soluții să o facem locat pe o primă fază. 4 miliarde de vechi, da. 400 de lei. Și acum 135.000 alocați la bugetul UCPI. Da, mai avem la fel pentru ordonanță din guvern, că de toate primăriile, o parte am înțeles că au depus documentația, o parte nu. Noi am depus în timp și sper și chiar îmi doresc să începem, e vorba de cel cadavru general pe care se discuta la nivel, discutam în ședință din urmă, să începem să facă cadastru pe banii guvernului. Deja au venit o sumă de 135.000 de lei, 1.350 de milioane vechi în conturile UCPI-ului, pe care nu vor reuși să fie cheltuiți, că se cheltuia până la 1 octombrie. Dar multe primării nu au început tocmai din cauza asta. Foarte multe firme de cadastru nu vor să bage, din cauza că tariful este fixat prin ordonanță, vorba de 60 de lei, o sumă extraordinar de mică din punctul meu de vedere, ținând cont că înainte. Astăzi, o firmă de cadastru, nu, pe bucată, pe imobil. Pe imobil, ținând cont că o firmă de cadastru, astăzi ia pentru ca să facă 600 de lei și eu am văzut 60 de lei. Am găsit o firmă cu care am reușit să ne înțelegem, am semnat și contractul. Firma se numește Eurocad, e o firmă nouă cu tineri care vor să afirme și bănuiesc că am putut bine. Mă tem și mi-e frică pentru că termenul este foarte scurt, vă văd la jurnalul septembrie, pentru că la 1 octombrie trebuie depus documentația. Noi am prevăzut 180 de imobili pe care să le definitivăm și începem cu partea de la Deleni undeva pe Teiuș. De ce am ales partea respectivă? Că aș fi ales regiunea care era mai la îndemână într-o primă fază, dar e zona măsurată de domnul inginer Stoica, cu care noi colaborăm și e cât de cât în regulă, că noi avem probleme mari pe fondul funciar. Adică nu sunt litigi, dacă sunt litigi, atunci trebuie să ne oprim. Și interesul meu este să prind cât mai mulți bani în campania asta. Nu știu ce o să fie la, nu se va schimba guvernul de centru, știu, nu știu ce o să va întâmpla. Încercăm. Nu, suntem joi la început, nu ascund că nici cei de la OCPI nu stăpânesc foarte bine lucrurile. Tot am fost până asta, au schimbat de două ori contractul, prima față de la contract. În fine, cred că o să începem undeva la 1 septembrie, pentru că trebuie, e destul de stufoasă treaba. Toți vor trebui să vină toți proprietarii cu actul de proprietate, cu buletine, cu act de stare civilă, exact ca și cum se face persoană fizică în tabloarea pe terenul respectiv.
Cred că la 1 septembrie, după ce, mai ales că doi ieși din primărie, vor trebui mergi să meargă acolo zilnic, să adune oamenii, să strângă documentele și împreună cu cei de la cadastru, care am constatat eu că nu au forță, nu doar cei de local, nici ceilalți, cel puțin tangenta și cu toposistemul cei de la Măinești, care sunt firme mai mari și mai vechi, nu au să bage. Cu suma asta 60 de lei, eu zic că nu intră în joc și că nu are rost să... Despre asta e vorba la verificarea respectivă. Dacă mai sunt discuții, domnul... Revenim la partea de drum de la Drăgești, când s-a făcut proiectul inițial. Cine l-a făcut? Nu a fost trebuit un proiect gabioane. Și cine răspunde pe treaba asta? Dar ce trebuie făcut? Aia o putem face în afara proiectului, pentru că vor fi economii din proiect care se pot folosi acolo, valoarele. E corect, așa mi s-a întrebat. Ce spuneam? Și că întreba, vizii că foarte greu să caut vinovat, că nu știu. Dacă să-l cauți, să mă și întreb, 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 să mă Nu, dar nu, că doar ce se întâmplă, dacă era prins în proiectul, proiectul era mai mare, dacă nu a fost proiect, îl facem acum, așa, asta e. Am spus, am discutat, am o măsurătoare făcut, am depus deja și la Consiliul Județean, crezând că voi primi sprijin. Mi s-ar fi făcut normal să primesc, pentru că proiectul se derulează pe măsuri guvernamentale PNDL. Derulându-se prin PNDL, era normal ca, între ghilimele, Guvernul României să acorde sprijin, pentru că acea lucrare care este, practic, făcută pe banii lui, să se mențină, să se respecte. Nu a fost să fie, mi-au dat 71.000 de lei, nu știu, pe considerente politici, nu vreau să... Nu cred că de politici, nu am văzut și alți colegi care sunt de la PSD, de exemplu, și au primit puțin decât mine. Nu știu, bănuiesc că poate n-a fost noi destul de, nu știu, activ în momentul în care a venit comisia de la prefectură, că a fost o comisie mixtă de la APE, NISU, Sănătate, DSP, DSV, având multe atunci, pentru că comuna noastră a fost afectată, domnule, că au omis-o ei să treacă, că de fapt noi am dus pe toate, am găsit zone pe care nici măcar nu se regăsesc în proiectul lor, în procesul lor verbal. Vorbesc, deci, zone pe la Drăgujești, unde am fost cu mașina, pe la Delen, undeva, nu știu ce zonă, care nu au fost luate în calcul. Nu vă spun că avem 30 de case afectate de inundații care nu au primit un leu de la Guvernul României. Deci un frânculeț. În afară că au venit câteva ONG-uri, Crucea Roșie și mai știu cine, 3-4, că celor au adus apă, material de curățenie și mai știu ce. Încolo pe mine. Oamenii și-au terminat casă, au mutat în Eric, n-aveau un control. Adică... Asta și este, dar părerea mea personală este acolo să nu se mai dea autorizație de construcție. Acolo să știi despre ce vorba, de ani de zile, problema e foarte grea, nu poți să iei omul să luți chiar așa. Dar în momentul când s-a dus, da, dar tu ai dat, nu te mai las. Deci, adică problema e că poate fi pot să vină probabil 10 ani la 20 de ani, iar vin inundații, iar oamenii sunt așa, tot ei au de suferit. Știți foarte bine că am ajuns de apropiată cu cei de acolo, pentru că eu acolo am locuit până în 91 și am fost și mai afectat de inundații în 91. Părinții mei au fost singuri, au plecat. Le este foarte greu, nu au un control, n-au un spec, am discutat cu ei, cu Vasile de Cădru, cu Foarea Lui. Vasile de Cădru deja... Nu știu, dau așa... Dar nu, problema e că nu trebuie să luăm să pleci, dar în momentul când să-și facă ceva, nu trebuie să poți să faci. Ei și-au făcut casele acum, știind că în 2005 au putea inundații, ceea ce am văzut eu, oamenii gospodari, oamenii care sunt cu stare materială, acolo sunt ceva, au făcut casele mai înalte, jos au pus doar gresii, au trecut apă, au vrut să o spălat, s-au învățat așa, s-au obișnuit de acum, n-am ce să întâmple. Dar sunt și care au situații... Dar s-au văzut părerea mea așa, au venit la lucrurile acestea. Da, dar vă dați seama, este foarte greu să făcea. Nu poate să făcea, dar nu poate să făcea. Cine lasă casa asta? Cuiva e o arsă casa la Brătila. Ce trebuia să făcea de acolo? Nu, omul... Și dau un exemplu, așa. Da, bă, dar chestia asta ar rezolva problema. Eu asta vreau să spun. Problema pe viitor. Documentele de la prefectură și de la apele românii, zona respectivă nu figurează ca zona inundabilă. Pentru că în 2005 apele române au ridicat un dig, acela care este și a funcționat și care a făcut bine, cu punctul de vedere, zona a ieșit din zona inundabilă. Dacă îl înălțam mai mult cu 5 cm,
Dermapod. Deci este foarte bine calculat. Undeva trebuie să fie o pierdere. Nu există. Vă dați seama ceea ce a semnat podul ăsta de sunare de la RNG-ul, care leagă la dealul din Moldova. Așa sunt victime acolo colaterale, 30 de familii care sărace suferă mereu. M-a spus, sunt care sunt cu puteri financiare și au ieșit din criza asta. Așa au revenit, au făcut munții, acum au fost sogri, că merge înainte treaba. Dar sunt câteva cei din Mureșu, din partea stângă de aici, David și nu mai știu care. Dar mă ales la noia după partea stângă, unde ești așa, bătău, unde ești deja la ea? Călătorile este destul de greu, nici nu au fost toate. Mă uitam pe la Nike acolo, pe la Murărescu, case de chirpici, case, au început să cadă jos, te-ai nu mai au zucă niciodată. În fin, ce să vă acum? Eu am zis că era să fie omul să fie aici. Haideți să trecem mai departe, să punem la vot acest proiect. Cine este pentru? Avem abțineri. Cine se abține? Domnul Stoica? Domnul Oprea? Da, nu am zis. Domnul Stoica? Domnul Oprea nu. Trecem mai departe la punctul următor. Proiect de hotărâre privind anularea unor taxe stabilite prin hotărârea Consiliului Local Helegiu, numărul 47 din 17-12-2015, privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2016. Inițiator, primarul Comunei Helegiu, domnul Ienanicu Ciprian. Ceea ce în conformitate cu prevederile ordonanței numărul 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, prin articolul 14.1 sub punctul 5, se abrogă niște puncte de la anexa legii 117 pe 1999. Adică, pe scurt, niște taxe pe care noi le-am sunt taxe de timp pentru eliberarea cetățenilor. Sunt aprobate prin care sunt scutite din taxe, nu știu, statul. 2 lei, 5 lei. 2 lei, taxa aceea de serios, care era înainte, nu știu cât, 2 lei, cât a fost. Asta e binele, e binele. Da, o să zic, dar trebuie să zic. Dar trebuie să zic, dacă e în lege de la București. Hai să citim ca să știți ce se face. Ce se face? Era ceva de omis acolo. La restul taxelor și impozitabilite prin hotărârea Consiliului Local numărul 47 din 17-12-2016. 2015. Greșeală. Da, am zis că e greșeală. Dar seama, că era un certificat. Vreți să mă scrieți? Da. Sunt discuții pe acest proiect? Nu. Supunem la vot? Cine este pentru? Nu, propune guvernul să abține. Se abține cineva? Nu. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 2 din hotărârea Consiliului Local numărul 17 din data de 25 februarie 2016. Inițiator primarul Comunei Helegiu, domnul Ienanicu Ciprian. Este vorba de reprezentantul Consiliului Local în ADIC, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară. A fost domnul Dascălu și acum vă rog să faceți propuneri pentru un reprezentant în ADIC. În ADIC să rămâne doamna Stanciu pentru că a rămas consilier. Vă rog să numiți pe altcineva. Nu, luați în calcul o persoană care are mașină și care are drum la urmă. Trebuia să se meargă la ședinții. Am avut prin Vasilică toată trecută pentru că era ușor să meargă la... Propună pe domnul Stoica, tot este un pic bătăios. Da. Nu vorba de asta, vorba că merge la Bacău. Da, mai de asta m-am și gândit. Mai merge după mare. Nu e problemă, domnule. Problema e că chestiile astea cu ce înseamnă... Două mașini la primărie, deci cu mașini la primărie. Da! Problema este că vreau să pun niște lucruri. Dar vreau să cu mașina privată să se poate demonta motorina. Sincer. Da, da. Eu discuție era felul următor. Fai după cu sigur și problema era felul următor. Eu am luat, nu știu, despre ce vorba acolo. Așa. Și la fară de asta, eu, ceea ce înseamnă, cred că vorbim în perioada de gunoi, da? Eu nu știu. Nu, da? Voi am înțeles. Aici e altă chestie. Aici mie chestii nu mi se fac la mărec. Nu, vorbesc la nivel de primărie, chestia e nivel de județ. Spuneți, da.
Vi se pun la dispoziție documente. Dacă îți le citești, dar sunt... Sigur că da. Deci, Consiliul Local Helegiu este, Comuna Helegiu este membru fondator în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Bacă și în această ADIS-ul pentru comunitate. Deci avem un regulament, avem un regulament de organizare și funcționare al ADIS-ului, îl dau să-l citiți, să vedeți și acolo documentele pe care o să le aprobați, ca reprezentant al Comunei Helegiu, o să le citiți. Știu. Eu vreau să ajung la alte chestii. Că o să vină o firmă șmecheră cum au venit ăștia... Nu avem ce face. Nu, la, dar eu știu că nu avem ce face. Dar eu nu prea vreau să fiu... A, să le dau până așa. Și așa o să vină și eu, apă, părerea mea, că bătaia lumii, acum, la ora actuală, este pe apă și guloaie. Asta este la fel. Petrop a rămas la locul 3. Și de ce să fie o parte? Bă, asta e. Să fac dați. Eu din cauza asta. Eu la asta mă refer. Aici vreau să ajung. Doar faci transmisie. Deci, iată, locul 1 aici. Că dacă nu vreau să vorbim. Ok, da. Nimic în locul. Problema e că dacă se va întâmpla și se va ajunge aici, pentru că ați puntat bine, nu avem ce face prea mult. Din punctul meu de vedere, așa ceva. De ce am văzut eu pe ce s-a întâmplat la tot județul? Asta e. Vor fi gestionate de la centru și mi se pare mai în regulă și mai ok. Eu am cheltuit 220 de milioane cu mașina acolo în zile, cu mașina de mine. Și nu v-a spus lucrul ăsta și asta e realitatea. Am mașina de 10 ani de zile, o cheltuială pe care primăria nu a avut-o prevăzută și care a fost destul de greu, ne-am luat de toate, tot ce am avut pe cheltuieri și salutate, ne-am spus bănuțe. M-a picat cardanul, un Renault de 10 ani, n-am avut ce să-i fac. M-a așteptat să fie picat mai de mult, ținând cont de drumul pe care avem în comună, de accesul pe care este și pune acolo pe cea de drumul. Cum o să colecționez? Cum o să colecționez? Cine este pentru? Domnul Stoica. Cine este pentru domnul Stoica? Sunteți de acolo? Unanimitate de voturi rămâne domnul Stoica. Trecem la proiectul următor. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Aici avem 4 sau 5 proiecte. Nu. Deci, nu, nu. Noi vorbim de Asociația de Apă, acum a zis. Deci ați citit proiectele de hotărâri, care sunt modificările, se impune de la Asociație. Cine este pentru? Supunem. Nu, dar domnul Stoica, abțineți? Mă abțin. Să abține? Da, nu se vă spun. Da? Deci astăzi nu vreți să vă luați. Avem 5 proiecte de hotărâre de la ADIS. Sau par, nu știu. Dacă ați nu uitați pe fiecare Elena, vă spun despre ce este vorba. Noi suntem membri în ADIS și vrem, nu vrem, la un moment dat trebuie să aderăm și noi la firma care îți colectează cu noi în întregul județ. Nu știu ce se va întâmpla cu mașina noastră, cu oamenii care avem angajați, ținând cont că eu am și obținut în februarie de la mediu autorizații pe 5 ani de zile, avem un compartiment și o gestionăm singuri, nu știu, am discutat cu domnul Sertu, cu care am dat destul de bună, omul vrea să mă ajute, cred că o să găsesc soluții de compromis de la anul. Nu știu, deocamdată e vorba de celula numărul 1 care este plină. Și din la undeva se preconizează că la sfârșitul octombrie, începutul noiembrie, celula să nu mai fie funcțională și va trebui să mute atât ADIS-ul cât și noi care cărăm individual, numai de menajere să fie dus la celula numărul 2, care va fi în continuare tot în administrarea primăriei Bacău. Problema este că mergând acolo unde se merge selectiv și cheltuielile vor fi altele, inclusiv se va răspunde asupra noastră, asupra costului. Eu nu cred că vom ridica. Dar noi n-avem nici eu la Helegiu. Sper că anul ăsta să rămânem pe aceeași taxă, de 5 lei pe persoană fizică, să mergem în continuare pe cheltuiala și pe serviciul nostru. Din ianuarie 2017, normal, trebuia să fim și noi incluși într-un alt transportator. Nu știu ce se va întâmpla. O să vedem. Domnul Sertu spune că o să fie bine, că o să vedem, găsim soluții, oricum vă prestu. E situație clește, dar nu mai pot rămâne. Și sunt foarte bine cu lumea din afară cu noi unică ești. Dar mie nu mi s-a părut o legul, ce nu mi-a zis, cum a votat primăria?
la acolo. Mie nu mi se pare în regulă ca primăria să strângă bani pentru o firmă privată. Nu vorbesc de Chiandegiu. Asta se întâmplă la nivel de județ. Păi eu nu vorbesc de Chiandegiu, vorbesc de județ. Nu mi se pare ok ca primăria să strângă bani pentru o persoană, pentru o persoană juridică. Pentru o persoană privată, o firmă privată. Da. Nu? Și cum preț impus. Da, și cum preț. Păi eu am înțeles. Am căzut cu toți în capcana asta. Eu primar. Primăria plătește și tu trebuie să strângi bani la oameni. Exact. Tu poate fi și la masă, la 2 ani. Poate nu mai este că noi discutăm. Nu mai este o bine. Aia e problemă. Aici nu vreau să mă gândesc și la final. Eu sper că așa am să continuăm în același fel. Nu știu de soluții. Sunt preia mașina. Ar fi mai bine să rog cu mașina noastră. Dar mai cum? Deci eu sunt organizat și singura firmă, singura unitate de vedere teritorială din județul Bacău autorizată la mediu este Primăria Chiandegiu. Încolo niciun nu mai are autorizație. Și Romprestu care selectează pentru ADIS. Vom vedea ce se întâmplă. Acum e clar că trebuie să ducem cu noi și noi din celălalt celulă. Eu mi-am propus și cred că sunteți de acord, nu mărim taxa anul ăsta. Vedem ce se va întâmpla la anul, sper să nu se mărească și să ne acoperim. Pentru acoperim. Pentru unul, cum credeți că se monopolizează? Domnule, un singur colector, dar domnul Setu, am înțeles. Dar nu putem face noi legea de primăriile care nu sunt incluse acum în programul respectiv, Bacău, LG-ul și comun din jurul din zona Bacăului care au pe Soma pentru alt proiect, un alt program, se va face din nou licitații și va veni o altă firmă și poate posibil ca și sub chiar Soma să liciteze și să obțină asta să mă urmă. Cu atât, așa cum se spune la școală, și mă spune că nu te apunezi acțiune. Da, Leo, dar nu puteți așa cine. Eu știu despre ce vorba. Cu mare știu despre ce vorba. Deci nu putem. Nu sunt de bunit pentru că gândești, dar aici tu gândești. Pentru că este o asociație. S-ar putea pe acești care îi face încălăcine mai mult ar trebui gen să plătești și pe rânțul, să plătească contractul respectiv, pentru că e pasibil că ar opresc să piață contractul din cauza asta. Că n-au ajuns la, pentru fiind un program european și măsură europeană, au avut un plan managerial pe care trebuia respectat și nu poate respecta. Da, Unii Europeani, bănuiesc Unii Europeani, nu au impus un anumit operator, nu un anumit operator, un singur operator. Nu, și de altă asta. Asta a fost făcut la nivel de România, ce proaspăt să câștigi un singur. Mă depășesc un mic chestie. Domnul primar, noi avem mașini, nu? Sădurile ne-au, cum să știau, nu? Nu mai au. Păi nu mai au, dar noi avem cu mașini, nu? Deci nu, să văd contract, au ăla care ne-a dat tot. Nu, noi suntem singura comună care mai avem autorizații funcționale. Știu că asta, dar nu. Așa era păi. După aia are mașină, are cu ce nu știu. Și o plătim acolo și o numai pe el. Haideți să trecem mai departe. Cine e de pe rând? Spune la voi, proiectele. Cine este pe rând? Se abține cineva? Nu, este cineva împotrivă? Nu. Nu. Să vă trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâre privind stabilirea cu caracter temporar a modalității de gestiune. Nu am știut pe asta, mă scuzați. Proiect de hotărâre privind aprobarea contravaloare transport, personal didactic și auxiliar pentru luna iunie 2016. Inițiator primarul Chiandegiu în comună Chiandegiu. Cine este pentru? Că știm, deja am discutat toată lumea. Și domnul Stoica? Și domnul Stoica? Nu, deci pentru învățământ domnul Stoica este de acord. Da. Trecem la cel mai fierbinte punct, diverse. Domnilor, vă invit să vă înscrieți la cuvânt. Da. Domnul Stoica? Înainte de ca să nu uit, vreau să vă spun că în Sfântul Duminic organizăm Festivalul Fuzei Ruginii și mi-ar face plăcere de a veni cu toții, sau măcar să ne facem prezența acolo în cadrul... La centru a fost nimic, n-am fost nimic. La centru n-am invitat pe nimeni. A fost prezenția, și... da, de la fața. Nu, în afară de nimic, în centru n-a fost nimeni. Nu fost de nimeni la altele fost invitați. Chiar m-ar nici mă întreabă, dar nici măcheași nici cineva să văd că Maria l-a la primărie. Nu, n-a fost nimeni, decât denunța pentru că vă vin copii. Eu am venit cu copii. Și ai atentă peste tot. Da, da, da. Și la ce? De ce? Și fost nici cauza. Ai fost la invitat?
Nu, n-a fost nimic. Invitat. Vreau să vă spun că eu nu aș vrea să fac atunci sintirea respectivă. Și aș vrea să fac mai pompos, nu știu, ținând cont să apropie alegerile parlamentare, m-am gândit să aduc și un deputat, un parlamentar din partea dumneavoastră și din partea noastră. Dar pentru că cererea de la Brătirea și atingerea din Brătirea cu care mă întâlnesc zilnic. Comunicăm și cu colegii meu. Au fost că și-ar dori să meargă, să facă mișcare, să joace un tenis, să nu știu, să facă, să intre cu un calculator. Atunci am zis, hai să am vorbit cu părinții, părinții, cât crezi că e posibil să facem? Și o părinte profesa și ora și data, pe o zi pe alta. Aia a fost tot, am stat două ore acolo și chiar nu s-a mai simt fata care se ocupă de centru și spunea că aseară chiar au fost câțiva tineri acolo și mi-ar dori să vin din ce în ce mai mult. Dar nu cu papuci de acasă, se urcă pe aparate. Le-am și spus să nu acolo, să vedem cu papuci de schimb, pentru că așa normal, nu duci pe o bandă de, cu bocanci din arături. De-aia sunt vestiare, cu chei, în care poate să-și pună păinuțe de acolo și... Dar n-am luat cineva în grăt acolo. Doamna care se ocupă de... face voluntariat. Eu am fost aseară și eu eram singură acolo cu acasă, da. Era toată lumea cu oficii murdari de afară. Păi nu, mi-a spus, doamne, să ne primească și să am făcut și pe Facebook, pentru că se comunice mai ușor cu tineretul. Le-am și spus să vină cu ținut cu sport și cu acolo de schimb. N-am zis că nu e nimic. Am zis că nu e nimic. Probabil că urmează să fie un problem. Chiar mi-am propus. Și dacă nu sunteți de acord, ședința din septembrie, undeva la 3 luni, să o ținem la centru, pentru că avem o sală de ședințe foarte frumoasă, dotată și păcat să nu o folosim. Dacă aveți o altă propunere, nu știu, am venit la școală, am venit cu părintele pentru consiliul ăsta parohial, eparhial, de dumneavoastră, știu, cu agenții economici, întâlniri, nu știu ce, suntem dispuși și disponibili să... că-i păcat să nu aibă activitate și să găsim soluții. Nu știu, doamna Mihaela, poate pe... la nivel de cerc, de școală, nu știu, activități, nu știu de care. Deci pe bune, chiar nu stau și cu Vitea, am venit și cu Nela, și cu Adina, să încercăm, nu știu, să-i dăm o altă față, că e păcat de zona respectivă. E păcat că nu e în centrul comunii. Nu, acolo a fost scopul. Nu, e păcat, pentru că dacă eram centrul de legiuni, de exemplu, s-ar mergea ușor ca de reși la... așa e la cap. E accesibil pentru toate satele, pe la stradă și drumul bun. Dacă aveți dumneavoastră probleme, nu, privezi. Eu sunt un proiect pentru domeniul cultural. Toți zici că acolo e bine comun, nu știu. Să facem comun acolo. Dar nu a fost o dată și nu-ți dat asta, ați aprobat? Ne-a dat o sărăși la ei, o ajută. Deci acum nicio șansă nu mai e, pentru că se pare că se urmărește de municipal. Șansă nu avem de comun, dar șanse de cămin avem, nu? Cămin cultural la Bătila? Da. Deci, din vedere, cămintele culturale sunt investiții pierdute din stat. Și cred că dați de parte, că știți foarte bine că ați realitat. Faceți un mega construcții și în care se face apoi manual banii ele să le treziți, nu poți întreziți. Uite, la regulă la ei de Răgugești, am cheltuit un miliard și l-am vopsit și l-am marejat și l-am vorbit frumos. Au fost nunți de duminică, au lăsat cafeaua pe terasă acolo și m-a venit altul odată jos, numai cafea peste tot, pe pereți, făcut nou, 1.200.000 de cheltuiți o interioare. Acum i-ați dat cu semnătura. Da, fiecare ar trebui să răspundă pentru... Credeți că vine acum să schimbi, ce simt mai faci? Nu te cu ea decorativ pătată cu cafea, ce dracu? O să te cu ea toată față de soi. Te zoi la capă toată. Ne atenție și ia să spun, construcțiile astea de gen cămin cultural, din punct de vedere, nu au așteptări responsabile. De asta am și gândit centrul de acolo cu o sală de fitness, cu o sală de calculatoare, cu bibliotecă, cu ceva, pentru că ca să mai vin cu altceva în sprijin. Da, țineți-ne cont. E clar că terenul de la... Bine, am terminat terenul. Cu asfaltul. Trebuie gândit și omul acolo, la Drăgugești, nu s-a aerisește. Trebuie un om acolo care să ducă, să deschidă geamul, să facă curat, la Brătila, la fel. Lasă să vedem, punct de bani pe astea avem, nu știu, și eu am văzut că trebuie neapărat. Dar, pentru că dacă noi nu-i dăm un tratament, acum riscăm ca în 2-3 ani să găurească și să pierdă. Dar până atunci, să intervii proiectul ăla pe care l-am depus cu 7-2, o să facem uniții pe care mi l-a propus să le fac. Celălalt, eu zic că am putea să faci și bugetul nostru. Nu știu cât ar putea să poți un 3 km de macadam s-a aruncat, pot să ne știu. Pe 3 jumate. Dacă mai sunt alte discuții, domnul Stoica, pe încă, dar cuvântul că v-ați înscris. Aveți cuvântul. Prima, vreau să se rezolve problema eliminată la Gărenice. Acolo a fost o problemă, acolo am văzut cu cine e
primăria bănu are contract, bănuiesc cu cineva. Acolo nu știu care e problema, că mereu. Adică la câteva... Nu ai problemă. Problema e a omilor care vreau să-și nu înțeleg să-și curece copacii din Hristos. La fiecare ploaie, la fiecare vijelie, la fiecare... Adică siguranță. Asta e cauza. Chiar acolo e magazin tău, spate acolo e... Da, nu știu, dar vincă din cauza ascultului circuit. Nu reușesc, am fost cu o echipă din DL, nu spun că numai că nu le-au bătut, că da, îi tăiem lucru. Nu ceea ce care sunt crescuți în firi, la fiecare vânt un pic și un pic zgățeală, au făcut scurt, dar cu siguranță că sunt asta e cauza, altă cauză nu este. Mai sunt firi izolate? Da. Dar în teren nu o să o investi pe rețea deloc. Sunt firme clasice. Nu, pe acolo, pe de vale, pe la Mimaela, în jos. E nominatul public, nu-i intrați pe două de alea, ca să facă scurt între ele? Nu, nu știu cum intrați. Dar pe... Nu, dar pe zona respectivă, care spun eu, nu e tras prin fierul izolat. Sunt pe clase și cu 4-5 fii, la ploaie, la vânt, la... se face scurt. Chiar în zona de la Mihaela în jos, pe acolo, pe, nu știu cum se merge, spre satul, nu, dar... Pe chestul, acolo jos. Dacă e slab, e ruși și s-a plinge cu... Asta nu înțeles, că doar s-a plinge, s-a plinge seara, are oameni. Asta e capul. E de Mulțumim, domnul Stoica, mai au da, și mai aveți un punct, vă scuzați, vă rog. Așa. Poate... Bani, vă spuneți. Da, mă interesează, cred că și prin prășepii mai mulți, indemnizația consilierilor locali. Am văzut la anchi primării care s-au mărit indemnizația consilierilor locali. Adică este 5% din salariul primarului, adică pe ședință. Cine am înțeles? Ce n-am înțeles? De asta vreau să spun. Vreau să mă mărim. Păi dar nu, dacă e 5% din salariul primarului pe ședință. Da, din salariul brut. Nu știu, brut, dar net. Mă, brut. A rămas la nivelul 2013. Nu sunteți informat. Este o ședință de consiliu și una, două ședințe de lucru pe comisie. Da, spune maxim 3. Una, două și câte ați lucrat? Câte ați? La câte ședințe ați lucrat? Cum? Patru. Nu, dar ședința de constituire nu se... N-ați lucrat pe comisii. De vorba de o ședință pe lună. Nu... Păi o ședință pe lună, da. Una pe comisii, una... Mă, de acolo am ședințe trei. Una, ești este una pe comisii. Domnul Stoica, veniți la o ședință și luați grijă la lucru. Nu mai știu. Deci, din indemnizația neta primarului. Nici nu, din indemnizația brută, da. Așa se spune. A, din indemnizația brută? Da. În legea 215. Da, dar nu mai e rost. Indemnizația primarului din notă de 4.600 de lei. Iau mână 3.900. Nici nu iau 3.900, 3.070 de lei, parcă, nu? Iau mână. 5% din 4.600, exact, la dumneavoastră mână, 200 de lei. Eu mă gândeam că... Ca să mai putem mări, ca să mai putem mări, ca să mai facem mări. S-au mărit... Au limitat atunci. Nu, nu. Deci, indemnizația este de 5% pentru o ședință de consiliu și una, liniuță, două. Deci și dacă este una și dacă este două, tot atât e. Dar nu cred că... Deci, extraordinar, nu se plătesc. De comisie. Spune maxim 3. Maxim 3 ordinare. Asta înseamnă că noi se întâlnim de 3 ori pe lună și să luăm de 3... Două pe comisie, una... Exact. Și să luăm mai în loc de două, să iei 3 și un pic. Că o să fie impozitul... Eu nu știam, de asta vreau să... Deci, nu știam salariul brut al primarului. Știți care e treaba? Nu puteți să acum încet un caz, pentru că bugetul de făcut de-au trecut. Eu nu vreau acum. Discutăm, votat, nu știu, atunci poate de fi de sau, dar indemnizația consilierilor a rămas la nivelul unui salariu primarului. Da, pe 3.000 de ani. Se lua înainte 223.000 și acum am văzut că e mai puțin. A rămas la indemnizația primarului din 2013. Indemnizația primarului a crescut de la 1 iulie 2014
Dar legea care a reglementat această creștere salarială, deci a fost dus pe grila la legea 284 privind salarizarea unică, cu specificația că indemnizația consilierilor rămâne aceeași de la decembrie 2013. Și a fost caz când noi am luat 4 milioane. Da, se mai vină parlamentare și nici are ajutorul. Nu, a fost acesta. Cazul când am mărit și indemnizația consilierilor, după care am văzut legea și am dat banii înapoi. Și am oprit banii. Da, am dat banii înapoi. Pentru că vin de contul și spune clar, dom'le, ei știu unde se uite, ca și la ANAF-ul că vine la un centru comercial. Dar banii înapoi. O fac un caz, n-a luat bancă, nu știu, pe ținută. N-am știu că nu ai voie să mai iei confință, e ordonanța aceea lui Boc. Dar da banii înapoi. Curmea e că tu iei o sumă impozabilă și o dai cu tot cu impozit înapoi. Vizi că anul acesta se crește inclusiv cea asemenea. Iar indemnizația primarului și a viceprimarului n-a crescut acum cu 50% pentru funcționarii publici. E rămas aceeași indemnizație. V-am spus 4.600 de ani, eu și 4.400. Păi dar cel mai pe grină. Da, brut, mână net 3.070 de lei, 3.000, nu știu că, 3.000, și luam înainte 2.600. Așa, asta e diferența de la. Eu mai am o problemă cu mine. E una veche, e foarte veche, e zonă veche. Sună cam așa. Vă întreb eu dumneavoastră, în prezența consilierilor din Deleni, care e cauza de nu este apă în Deleni? Și ce consiliu? Spuneți care este cauza. Nu este apă, scăzut izvorul jos. Nu cred că am controlat altceva din primar. Rămas în primar, domnul primar, nu e aceea. Deci nu cred că am spus când vreodată că cauza lipsei apă la drenă, asta e o mână criminală. Nu, no, e Măgdălina. Chiar sunt domnule, nu mai e Măgdălina. Deci eu pot spune că, într-adevăr... Dați-mi o persoană. Așa de timp vorbim și eu pot spune. Domnul Măgdălina a spus că primarul a făcut... Nu pot să acum, nu, dar serios. Serios spun, deci am trei persoane care au spus și vă spun locul ca să vă dați seama la fântână la Dumnezeu. Deci, și după alegeri, tot Măgdălina, eu n-am comentat prea mult, am zis că asta e, în campanie tot Măgdălina, acum tot Măgdălina. Și eu nu aș fi, fi de acord, e bun și reclama negativă, e tot reclamă. Dar duce prea la extrem. Nu, serios, da, și vorbesc cu toată. Doar atât, ca să le spuneți publicul, doamne, este, nu este apă prin următorul constrânt, din cauza că... Nu atât. Doamne, am prea mult apă la Dumnezeu. Să spun că, ținând cont că tu ai zis problema cu apa, eu sunt un alt zile, din 30 de persoane, nu de o persoană cu apa. Totdeauna, deci nu-mi stă. Dom'le, ce fost în campanie, nu fost în campanie. Ne-am urdărit cu toții, ne-am înjit, ne-au trecut campania. Începând de acum încolo, vreau să ne facem treaba și să dăm dovadă că suntem altfel de oameni. Vreau să suntem oameni tineri și avem un consiliu frumos. Vreau să vă spun clar că nu o să iasă din gura mea să spun că mă rinau pe tapa, că nu e posibil să spun lucrul ăsta. Aș fi un tâmpit. Aș fi un tâmpit să spun, băi, mă rinau, ce mă rinau, e sudor, dar eu știu pe ce e căduta cu apă. Realitatea este că nu ajunge apa. Apa este scăzută. Apa este scăzută foarte, foarte mult. Deci a fost scăzut și merge. Toată lumea. Și eu zic că au înțeles o parte din început să nu mai mulți. Acum chiar s-au resemnat. Ca pompele din Oberia, că știți zona cu toată lumea, să pornească, trebuie 2,2 atmosfere. Ca la pompe să aibă 2,2 atmosfere, trebuie ca în rezervoare din Toflanda să aibă minim 80 cm de apă. În ultimele 3 luni, parcă a fost făcut, după alegeri nu a mai fost apă, dar nu că a fost cineva, nu, a fost primăvara aceea ploioasă. Și țineți cu minte că chiar în joia și în miercuri dinainte alegerilor au fost inundații și apa oricum, lumea în primul rând nu stropea prin grădină. Ei, lumea e serioasă asta și stropește și apa se consumă foarte mult la Drăgugești, foarte mult. Mă sună țărat acum, mican din dealul bisericii, că nu vrea să oprească un costic apa pe târș. Păi îl oprești pe târși la tine, supărați ceilalți, adică nu ai cum să îi împăși pe fiecare. Dar eu mă uit la mine la Helegiu. Eu la Helegiu n-am avut, de când mă știu, sunt născut aici și am 37 de ani, nu a fost anul în care eu să nu am apă în centru cu satului. Ei, anul ăsta am avut zile în care n-am avut apă dus la primărie. A scăzut foarte mult izvorul. Ce fac? Am făcut măsurători, pentru că vin să stăm aici. M-am demarat procedura pentru a face un nou proiect, pe care sper să duc la capăt cât de repede. Mi-aș dori, nu-mi propun altceva decât numai chestia asta. Am măsurat câteva izvoare în Deleni, după ce am făcut mai multe măsurători și am arătat cum zicea că nu găsesc decât într-un singur punct. Am făcut pe acolo, prin spunea lumea, prin Șasa, prin Naiva, prin... Nu există apă în Deleni nicăieri. Decât într-o zonă, aici spre Taslău, și pătrunul Talaș. Acolo unde sunt trei izvoare, una este mai puternic, două sunt mai mici.
însumate unul cu celălalt, ar da peste 1 litru pe secundă. Unul are 0,6, celălalt 0,4, 0,3, 1,2, 1,3, cam așa. Le-am măsurat pe timp de secetă. Dacă am putea să ne captăm pe acelea, deja am făcut studiu hidrologic și am trimis documente către Hidroinstal, o firmă specializată din Bacău, care se ocupă de lucruri respective, și sper să rezolv problema cu apa. Să o scot de acolo, de la șâmpul talaj, să o duc până în bucata lui Aleicu, că parcă noroc a făcut, că așa îmi pare ce l-am zis pe terenul lui și a ieșit pe terenul lui. E omul care poate să înțelege și comunii și omul nu are pretenții, că e destul de greu cu omul că nu are pretenții, nu-ți dă voie, că am necazul la Drăgulești cu Gavrilă, mi-a tăiat conductele, mi-a făcut o de necazul pe acolo, s-a branșat ilegal, s-a fine. Da, oameni buni, ce să zice, dacă apa conducta prin pământ și tu te afectează, tu poți să ari, poți să faci ce vrei tu, în fine. Și s-o scot de acolo cumva cu o țeavă de o bună calitate care se țină la 16 bar, 14 bar de plecarea, să alungem undeva în zona lui Ghița Adam, că Mihaela știe bine zona respectivă, de acolo să fie înțepat în conduta existentă și să ajungă într-o satul. Nu e o sursă ar fi suficientă pe perioada verii, iulie, august, vor mai fi probleme, dar nu mai fi probleme. Potabil. Există saramură, există nu știu ce gaze, nu știu ce prostii. Nu, din cauza, nu e explicat, nici conglomerate de roci, vulcanice, riscul este foarte mare și chiar dacă săpi 80 de metri, cum o să faci dincolo de Siret, nu dai de apă, dai de saramură și investiția nu se merită atunci. Pentru că aș fi făcut lucrul ăsta, m-aș duce și aș fi făcut două rezervoare, 100 de euro metru liniar și mă duceam cu 2000 de ani și săpam două puțuri și n-aveam, dar nu-mi dă nimeni șansa că aș găsi apă. Ba din contra, nimeni vrea să apuci scriptură, nu merită investiția, pentru că v-am dat socoteală, de cheltuie 2-3 miliarde și tu nu ai apă deloc. Una e să ai un consum normal și alta să nu dai de apă și să scoți afară saramură și sigur vom găsi saramură. Sigur, pentru că zona e aproape de mina de la Târgu Ocna și toată zona respectivă e la Poiana, iese la Marea Caslăului saramură din pământ, dacă are acolo afară. Eu sper să rezolv problema asta cu puțurile alea. Cum o vrea doamne, doamne? O placard de la șurpă de aici, la Ciurmea, o placard cu amendă. Ai de pus, e pus tot. Dacă o vezi, chiar e leagănul buharului. Iar am început să fac zmoaie și de acolo ne alimentăm acum. Dar am gândit care stăm un pic. Deci nu pot să înțeleg lucrul ăsta. Și de aceea mi-aș dori ca ajutorul voastră să mă ajutați într-o... Că treceți cu mașini zile la de la Vadură, când îl vezi prin elocetul ăla, că aruncă mizeria acolo și tu bei apă. Oprești și bat pe obrazul. Pentru că eu, și eu sunt legat de mine cu voastră. Și eu îl văd, opresc și mă ia de râdere. Că eu dacă dau amendă, nu o plătește, vine aici la mine și avea miliarde de amende în casa, n-am nicio... Da, da. Țin din educație. Băi, țin din educație. Băi, Sorin, deci tot de apă de acolo. Dar vine cu mașina cu care animale, descarcă talajul, balica, mizeria unde și apoi încarcă apă de acolo și pe prostul apă acasă, bă, frate. Deci nu poți să înțelegi lucrul ăsta. O spar ca o ciucură din Lăzărit nu știu câte ori, din cauza că am trebuit la o săptămână, la două, la trei, tot ce mai împinge în râpa aia. Când trăia banii, banii ăsta, nu dădea voie căută de aia. Acum dacă să nu mai stau un pisc. Na, ce să țin de educat? Ce să mai spun că șansul pe tonata de regi spune de mizerie și de așa să vină primarul să-l curețe în fața porții tale? Deci nu, la tot așa boscheții, deci nu exagerezi. Boscheții așa, ne-am pus, am somații, cu adrese, cu sine primăria. Nu, asta nu mai ține cu educație, s-a schimbat timpul, nu știu, lumea e reală. Cred că și-o să fie și la Drăgucești, eu știu. Și-o să fie și la Drăgucești. Uite, la Brătila nu. Sunt câteva zone, sunt câteva zone pe aici pe pot, dar nu peste tot. Și-o pus lumea folicei în fața porții, are o șanță plătat. Mi se pare, mă, bă, dacă ai șanță pe tonaș, eu îmi spui să-l fac. Ce costă să spui două folice, dacă îți dați boscheța aia să crească cât gardul? Domnul primar, eu aș avea un problem. Dar tu ai probleme mari. Ascultați, din toți banii care să avem bugetul primăriei, vreau să fii defalcat pe sate. Nici de cum că cealaltă bani, bani nu știu câți la Trăpocești, că la Drăgucești bani atât și la Brătărul lăsat în palat. Tot. Nu. Nu că e cea mai frumoasă, că... Poftim? La drept am făcut de toate. Ce vreți să vă mai fac? Cine a făcut bătă? Pă băgat, pă fac canalizări. Ce vreți să vă mai fac? Grădiniți? Care apă, domnule? Care apă? Nu băgați în apă, nu băgați sute de bidoane de retentoane și țineți în rezervă. Vă rog frumos. Nu mai spune, nu știu, eu știu prea bine ce se întâmplă. Instalații făcute în artizanal, în fântână direct. Când vine apa, păi, stai în fântână. Păi și trebuie să vă mulțumesc aia.
Majoritatea face. De ce au făcut? Domnișoare, majoritatea sunt la bani. Vreți să fac bani? Domnișoare, eu și-am văzut că ați mâncat casă, îi mă duc să vă 2 milioane din turul pe aici. Eu fac cuvinte. Păi, sunt 2 milioane, nu sunt milioane, nu sunt milioane. Din poate, cu 2 milioane. Avem o tără de Consiliu Local dată, chiar am acordat-o acum, pentru că am trebuit să dau și treaba asta. Și vreau să fac un post de lei, poate că să facem la urmă, pe tunaci. Cât are mașina? Pentru că nu vreau să fac ceva cam împotrivă. Mașina care cară de la clasa 4, ar mai mult de 30 toni. Ai de cu remorcă cu toni. Nu, vorbesc de mașina de aia. Pentru că vreau să pun niște indicații. Noi am aprobat în cel de Consiliu Local chestia asta cu un an de zi. Doi. Am început o treabă plătită, acum probleme de lege. Și acum avem iată, se taie pădurea, legal, zic ei, nu știu, legal sau ilegal, trec cu mașini tonaj foarte mare, două remorci pe ei, 30-40 da, că dragă o fie aia, da. O distrus peste tot, cel puțin aici la, la Răzești, la Valea, acolo unde ești în biserică, unde ești în asfalt, efectiv s-a făcut pulbere. Nu vreau să duc așa la Drăgugești sau la Deren, pentru că acum cade pe Deren. Și mi-a avut, avem o hotără de Consiliu Local dată în sensul ăsta, pe tonar, nu știu, 20 tonă, nu știu când era dată de interdicție. Și aș vrea să pun 2 de 3, de asta mă întreb, că n-aș vrea să pară că fac o locare și nu mai interesat cum se fac la domnul Mădălin. Da, nu, asta... Că nu cred că mai greu, doar tot cum tam. Eu am să intreb exact, că iau o normă clară în telecostrate, deci nu știu de stradă, de aia eu preste anul. Dar și să ai dat, dar pe axă. E tonaj pe axă? Și trei numai seara. Deci seara după 8:30... Mamă, tot cu furatul. Asta nu mai da, seara. Scopul nostru nu ar fi mașina asta care se fac la unul de ci mașina aceea care vine de la... Pentru că am fost cu poliția, l-am oprit și mi-a dus în nas. Este cu șulemnul verde și nu, dar nu reușesc că ei merg pentru mașină. A fost oprit cu poliția, nu mai putea să se oprească și nu au avut ce să-i facă legal. Pentru că noi n-a, drumul este în administrarea noastră și nu avem restricții din tonaș. Dacă ei sunt... Dar cum putea să-i faci plăiat? Și cei de la RR nu vin pentru drumurile comodale care sunt în intrarea primăriei. Domnul primar, știți cum putem să-i facem? În capul de satul e blocat și n-are cum să mai treacă. Și atât. Nu pot să-i faci. E drumul comunal. Cursul meu. E drumul comunal, faci tu ce vrei. Tot patru. Asta nu se fac. Dacă nu mai sunt discuții, declar ședința închisă. Bună ziua, domnule!